Marți 22 octombrie la ora 16, Muzeul Național al Banatului deschide ușile expoziției în fotodocumentare care celebrează 170 de ani de la înființarea episcopiei greco-catolice din Lugoj, o bucată vie din ADN-ul Banatului. Povestea începe în 1853, când Papa Pius al IX-lea semnează documentul Apostolicum Ministerium, ridicând episcopia greco-catolică de Lugoj, care și-a întins aripile asupra Caraș-Severinului, Timișului, Hunedoarei și nu numai. Din acele zile în care granițele spirituale și culturale se conturau, ne vin acum la Timiș. Timișoara fotografii și documente rare care vorbesc despre oameni curajoși și vizionari care, cu fiecare cuvânt și gest, au consolidat conștiința românilor bănățeni. Expoziția nu este doar o fereastră spre trecut, ci un prilej de a înțelege cum identitatea noastră a fost clădită în timp. În fiecare fotografie, fiecare document, vei regăsi nu doar fapte istorice, ci vieți trăite, drumuri parcurse cu credință și reziliență, împreună cu Arhiva Episcopiei Greco-Catolice de Lugoj și colecția dragului nostru prieten și coleg, Oliviu Gaidoș, îți prezentăm povești care te vor lăsa fără suflare. Te așteptăm să explorezi alături de noi 170 de ani de lumină și întuneric, de lupte și victorii, toate învăluite în pagini vechi și fotografii care te cheamă, să le privești cu inima deschisă, transmit reprezentanții muzeului. Expoziția poate fi vizitată până pe 22 decembrie.